După o serie de meciuri bune, FC Botoșani mai bifează o înfrângere în play-out. Roșialbalbaștri au pierdut cu scorul de 2-0 în fața lui Dinamo București în deplasare. Roșialbalbaștri au început încrezător meciul și au luat tare pe dinamoviști. Roman a trecut la un pas de gol, chiar în primele minute, iar Achim a făcut să tremure bara la un șut trimis direct către poarta dinamoviștilor. Câinii roșii au ieșit din chin și au profitat de faptul că botoșenenii nu și-au concretizat pe tabelă dominarea. Mai precis, Salomao le-a dat prima corecție roșialbalbaștrilor în minutul 34, când a deschis scorul pentru Dinamo cu un șut plasat din careu. Botoșenenii au continuat să atace și în repriza a doua, dar tot dinamoviștii au ajuns să marcheze. Salomao a făcut dubla. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru Dinamo București. Oficialii botoșeneni acuză însă arbitrajul, susținând că echipa botoșeneană a fost defavorizată. Mai precis, la primul gol al lui Salomao, un alt jucător de la Dinamo s-ar fi aflat în poziție clară de offside, iar în minutul 73, arbitrul a refuzat un penalty evident, Miron fiind faultat în careu. FC Botoșani a rămas pe poziția a doua, dar dinamoviștii s-au distanțat în clasament, consolidându-și poziția de lider al play-out-ului.